Preasfințitul Părinte Sofronie a împlinit astăzi 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Ierarhi, cler și credincioși au adus mulțumirea lui Dumnezeu în Catedrala Învierea Domnului din Oradea. În data de 21 februarie 1999, arhimandritul Sofronie Drincec era hirotonit și întronizat în Catedrala din Gyula, în demnitatea de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, pe care a îndeplinit o vreme de 8 ani până la alegerea sa ca episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Astăzi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Învierea Domnului din municipiul de reședință al județului Bihor. Împreună cu el au slujit preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, și preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Liceului Teologic Ortodox din Oradea și de corul Maicilor de la Mănăstirea Sfânta Cruce. Ați făcut dintr-o zi obișnuită de peste săptămână o zi de duminică, o zi de înviere, într-o biserică a învierii, pentru că hramul principal e înviere și mulțumim pentru coana învierii, care de fapt este motorul vieții noastre și datorită învierii Mântuitorului Iisus Hristos, știm că toți cei care credem în El ne mutăm prin moarte spre înviere, spre viața cea veșnică. Adică tot ce facem aici pe pământ are sens. Este astăzi o zi peste săptămână, e adevărat. În urmă cu 25 de ani era duminică, dar acum s-a întâmplat să fie peste săptămână. Și pentru că nu am vrut să facem o sărbătoare deosebită, eu personal nu mi-am dorit lucrul acesta, de bună seamă că am vorbit cu preasfințiții care sunt împreună cu noi astăzi aici și i-am întrebat dacă cumva au timp liber în această zi peste săptămână, pentru că de regulă duminicile și sărbătorile ierarhii au programul foarte ocupat. Și răspunzând afirmativ, m-am bucurat, dar atât. Desigur că împreună cu colaboratorii de la centrul eparhial ne-am gândit să facem bucurie și viitorului bisericii, tinerilor de la Liceul Teologic care se pregătesc mâine poi mâine să vă slujească și maicilor care prin rugăciunile lor ajută mult orașul în care este sediul eparhiei. Este un părinte bun care are inimă de tată, își iubește copiii, care nu sunt doar diaconii, preoții, călugării și călugărițele, ci toți credincioșii care sunt în eparhia aceasta și care îi solicită în vreun fel sprijinul, primesc din partea Preasfințitului ajutorul unui tată. Este un părinte care își iubește copiii și ca episcop a primit la întronizarea ca episcop al eparhiei Oradiei pe toți credincioșii ortodoși care îi păstorește aici ca fii ai săi. Așadar, aveți în Preasfințitul Părinte un rugător și un tată care mijlocește prin rugăciunile bisericii și rugăciunile sale personale înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru mântuirea noastră. Preasfințitul Părinte Sofronie a fost ales episcop al Oradiei în anul 2007. În urmă cu 25 de ani, în istorica Catedrală Sfântul Ierarh Nicolae din Jula, în prezența vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist și a multor altor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se împlinea un vis vechi de decenii și aproape un secol a românilor ortodoxi din Ungaria de a avea propriul lor ierarh acolo în cetatea Julei și iată că s-a întâmplat aceasta prin hirotonia preasfințitului părinte Sofronie Drincec, care devenea atunci episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. După aceea, iată că Dumnezeu a rânduit ca alți 17 ani să treacă granița în pământul strămoșilor săi și să conducă episcopia Orade, unde a făcut lucruri foarte frumoase, tot cu ajutorul Dumnezeu, a părinților și a credincioșilor și a maicilor care i-au fost alături, dintre care am menționat această minunată catedrală episcopală, sfințită de către preafericitul părinte patriarh Daniel, împreună și cu mănăstirea Izbu, o altă realizare deosebită a acestei perioade, dar și cu liceul ortodox
pentru românii de aici din Oradea și cu grădinița pentru copii, cu centrul eparhial, cu toate celelalte care au constituit viața bisericii și adevărate monumente de artă prin bisericile noi care fac legătura și cu bisericile bizantine de odinioară, pentru că preasfințitul Părinte Sofron este un iubitor de teologie, iubitor de artă creștină pe care a dorit să o aducă peste veacuri prezentă și pe înțelesul și oamenilor din ziua de astăzi. Pe lângă studiile teologice, preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a urmat și cursurile Facultății de Medicină din Timișoara, absolvite în 1993. Ierarhul a lucrat ca medic stagiar la spitalele județean și municipal, ambele din Arad. De asemenea, a efectuat stagii de pregătire duhovnicească la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.